Tratativele dintre Statele Unite și Blocul Comunitar pentru liberalizarea comerțului sunt în pragul declanșării unui abis, putând deveni bulgările de zăpadă ce se rostogolește în prăpastia tranzacțiilor comerciale declanșată de politica Casei Albe. Impunerea de către Washington a tarifelor la importurile de oțel și aluminiu ale Uniunii Europene are ca termen limită data de 1 iunie 2018. Negocierile pentru o scutire permanentă de la plata acestor tarife au întâmpinat dificultăți legate de refuzul Uniunii Europene de a dezbate reguli Sub auspiciul sabiei lui Damocles, discuțiile finale dintre cei doi parteneri se vor desfășura miercuri la Paris, metropola franceză fiind gazda întrevederii dintre oficialii americani și cei ai Uniunii Europene, desemnați pentru deliberarea cadrului tarifar în care se vor derula tranzacțiile comerciale. Berlinul și-a formulat dezideratul unor tratative reușite, transpus în evitarea impunerii acestor taxe. Exprimarea disponibilității de participare la un dialog cu negociatorii americani a survenit și din partea cancelarului german Angela Merkel. Măsurile de retorsiune la care va apela Uniunea Europeană în contrapartida stabilirii tarifelor enunțate de Washington se vor traduce într-o serie de taxe aplicate unor produse americane.